Doamna Grapini, numele SND. Situația dintre puterea executivă și serviciul de urmărire penală este reglementată în mod diferit în statele membre. În ce mod ați promova rolul proactiv al procurorilor delegați europeni în detectarea și investigarea infracțiunilor PIF la nivel național într-o manieră egală în statele membre? Și doamna Chioveși, pentru că ați răspuns inexact, ca să nu spun că ați mințit, CSM astăzi v-a dat un răspuns că la contestația făcută că nu vi s-a refuzat gradul de parchet, gradul profesional de parchet general. Cum răspundeți la acest lucru și dacă ați fost sau nu pusă sub acuzație pentru abuz în serviciu și mărturie mincinoasă? Cum ne garantați un management profesionist pentru că ați fost demisă constituțional și nu politic din funcția pe care ați deținut-o ca și șefă DNA? Mulțumesc! Mulțumesc. Up until now there hasn't been any of these kind of exchanges. Până acum nu au fost astfel de schimburi. Să menținem acest spirit de dragul candidatei. Numai o secundă. Nu vom avea astfel de schimburi în sală. Ceilalți doi candidați au fost respectați de această comisie. Deci vă rog, nu faceți asta. Activ al procurorilor europeni și a procurorilor europeni delegați va fi în concordanță cu prioritățile și cu strategia care va fi stabilită în Consiliul Procurorilor Europeni și în conformitate cu normele interne care vor fi stabilite tot în cadrul Consiliului. În ceea ce privește gradul profesional, nu sunt la curent cu ce a făcut CSM-ul, pot doar să vă spun, condiția prevăzută de lege nu are nicio legătură cu gradul profesional. În situații similare, cei doi adjuncți care au fost ai procurorului general, precum și alți colegi care au fost în subordinea mea, au primit gradul profesional printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii sau printr-o decizie judecătorească. Sunt primul procuror căruia i s-a refuzat aceeași cerere, deși în alte 7 cazuri CSM a decis să se acorde acest drept sau în alte hotărâri judecătorești s-a decis acest lucru. Dar, repet, nu este o condiție prevăzută de lege și ca dovadă am fost numită șef al DNA și procuror general fără a avea acest grad profesional. În ceea ce privește revocarea din funcția de procuror șef, menționez că aceasta a venit ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale, în care eu nu am fost parte în proces. Curtea Constituțională a judecat un conflict între președintele României și guvernul României pe de-o parte și ministrul Justiției. Nu am fost citată în această procedură, nu am avut posibilitatea de a mă apăra și nu am avut posibilitatea de a face un recurs. Din acest motiv, am trimis o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a trecut de filtru în acest moment și urmează să vedem ce decizie se va lua. Menționez că această plângere vizează chestiuni de principiu. Dacă procurorii România mai sunt sau nu independenți și dacă atunci când revoci un procuror șef din funcția de conducere, acest lucru se poate face de Curtea Constituțională.